Nu doar unitatea primirii urgențe se modernizează la Spitalul Județean Buzău, cât de curând va intra într-un amplu proces de reabilitare și secția neurologie. Potrivit conducerii celui mai mare spital din județ, modernizarea prevede inclusiv dotarea secției cu mobilier și aparatură nouă. Consiliul Județean ne-a aprobat fonduri și încercăm în regim de urgență să facem această amenajare cu tot ce trebuie, tarchet, LED-uri, iluminat LED, schimbarea grupurilor sanitare, deci absolut totul de la zero, astfel încât să avem o secție cum ar trebui să fie în orice spital în 2022 și, repet, mai ales că activitatea în neurologie aproape e la maxim, la capacitate maximă. Proiectul reabilitării secției neurologie a fost inițiat în urmă cu 4 ani, însă din motive organizatorice lucrările au fost amânate. Din nefericire, datorită faptului că această secție este în continuu plină, n-am putut să o mutăm în alte secții pentru că poate celelalte secții nu erau la capacitatea maximă, dar nu ne permitea să mutăm pacienții de neurologie astfel ca secția să fie amenajată. Acum, pentru că secția de cardiologie s-a restrâns din lipsa medicilor, pe secția neurologie, pe secția cardiologie, funcționând cardiologia și neurologia, putem acum să facem această amenajare care ne-o dorim de foarte mulți ani. Lucrările de modernizare a secției neurologie vor demara în prima jumătate a lunii octombrie și ar trebui să fie gata în ianuarie 2022. Este vorba despre o investiție a Consiliului Județean Buzău în valoare de 100.000 de euro.